Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe canal. N-am mai postat de 2 săptămâni pentru că am fost plecat la mare în vacanță, o vacanță care mi-a prins foarte bine. Dar astăzi ne întoarcem la treabă cu un nou videoclip și am o întrebare pentru tine. Preferă fetele băieții mai înalți? Eu aș spune că în general da. Dar ce ar alege o fată între un băiat înalt și unul scund care o face să râdă? Pe cel scund și amuzant. Asta arată că înălțimea nu este totul și îți voi spune mai multe despre acest lucru la final. Dar cu toate astea fiind spuse, există anumite trucuri care te pot face să par mai înalt. Și astăzi vom vorbi despre 5 dintre ele. Înălțimea, barba și multe alte chestii sunt determinate genetic, nu le poți schimba. Dar asta nu înseamnă că nu poți schimba felul în care te percep oamenii. Iar astăzi vom încerca să facem exact asta. Hai să vedem despre ce vorba. Primul lucru pe care poți să-l faci ca să pară mai înalt este să porți haine în dungi verticale. Hainele în dungi verticale te alungesc și creează impresia că ești mai înalt decât ești. La polul opus, hainele în dungi orizontale te fac să pară mai scund, așa că evit. Dacă mă urmărești pe Instagram, probabil ai observat că în pozele mele recente port haine în dungi verticale. Asta și pentru că mă fac să par mai înalt și pentru că îmi plac. Dacă vrei să vezi ce haine mai sunt la modă, dă un follow pe Instagram la EddieAdvice. Al doilea lucru pe care îl poți face ca să par mai înalt este să porți cizme sau Adidas cu talpă înaltă. Nu numai că ghetele te fac să arăți super tare și le poți purta chiar și vara, dar îți și adaugă câțiva centimetri la înălțime. Dacă vrei ceva mai sportiv, poți purta Adidas și înalți precum aceștia, dar ai grijă să nu-i porți cu pantaloni care se acopere. Iar asta ne duce la al treilea lucru pe care poți să-l faci ca să arăți mai înalt. Poartă haine slim fit. Chiar dacă hainele oversized sunt din nou la modă, te fac să pari ca un copil care s-a îmbrăcat în hainele lui taică-su. Hainele oversized te fac să pari mai lat și mai scund, iar cele care îți vin pe corp te fac să pari mai lung. Poartă haine slim fit care îți sunt pe măsură pentru că te subțiază, iar asta înseamnă ca tricoul să nu depășească jumătatea turului, iar tivul pantalonilor să nu depășească limba pantofilor. Al patrulea lucru pe care îl poți face ca să pari mai înalt este să-i dai frezei tale volum. Normal că dacă ai părul lins de vacă lipit de cap, nu o să pari la fel de înalt ca atunci când îl ai ridicat în sus. Însă și aici e o problemă. Mulți băieți nu știu cum să dea volum părului. Încearcă ei să-l facă, dar pe parcursul zilei cade. E bine, lasă un like dacă vrei să fac un video despre cum să-i dai părului volum care să te țină toată ziua. Și al cincelea lucru pe care îl poți face ca să fii mai înalt, de data asta nu să pari, este să mănânci bine. Oamenii cresc în înălțime până la 18 ani, doar că există un interval setat genetic în care se poate încadra înălțimea ta finală, care este determinată în funcție de alimentație. Când vii pe lume, înălțimea ta de la 18 ani, când procesul de creștere s-a terminat, nu este setată ca fiind un număr fix. Să luăm un exemplu ipotetic. Să zicem că intervalul în care se poate încadra înălțimea mea este de 1.75 și 1.85. Eu am 1.83, dar dacă nu mâncam cum trebuie și mâncam prostii, puteam să am și 1.75. Dacă mâncam și mai bine decât am făcut-o, puteam să am 1.85. Deci ăsta este rolul alimentației. Ea determină cât de mult poți crește. Așadar, dacă ești sub 18 ani, ești încă în creștere și dacă mănânci bine și ce trebuie, îți poți atinge potențialul maxim al înălțimii. Iar acum, la sfârșit, vreau să îți zic câteva cuvinte despre sentimentele pe care le ai în legătură cu înălțimea ta. E posibil ca înălțimea ta să fie un lucru de care îți e rușine, de care îți e jenă pentru că te gândești că nu o să te placă fetele sau că prietenii o să râdă de tine că ești scund și ți-ai dori să fii mai înalt. Adevărul este că nu poți alege corpul în care te naști și nici nu poți controla dacă alții râd de defectele și insuficiențele tale. Tot ce poți face tu este să controlezi modul în care reacționezi la răutățile altor oameni și modul în care reacționezi la sentimentele tale de inferioritate, pentru că cu toții le avem. Poate că pe tine te deranjează înălțimea, pe altul îl deranjează că are nasul mai mare, pe altul că are urechile nu știu cum. Adevărul este că cu toții avem câte ceva de care nu suntem mulțumiți. E ok să nu fii mulțumit de felul în care arăți sau felul în care te comporți, pentru că asta e natura umană, asta te împinge mai departe.
faptul că nu ești mulțumit de tine în prezent. Dar încearcă să te focusezi mai mult și să te concentrezi pe lucrurile asupra cărora ai control și pe care poți să le schimbi, iar pe cele care, pe care nu poți să le schimbi, încearcă să le accepti. Nu nega realitatea. Dacă ești scund, ești scund. Trebuie să accepti asta și să lucrezi la tine până când ajungi în punctul în care nu te mai interesează dacă cineva face mișto de tine că e scund. Nu te enerva atunci când primești jigniri, nu face mișto de alții în legătură cu lucrurile pe care nu le poți schimba și, cel mai important, acceptă imperfecțiunile pe care nu le poți schimba și concentrează-te pe lucrurile pe care le poți schimba, astfel încât să ajungi la potențialul tău maxim. Amen, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, rog mă să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și, bineînțeles, să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să mai adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în acea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu, pa, pa!